Odată cu apropierea sărbătorilor pascale, inspectorii Direcției Sanitar Veterinare oferă consumatorilor o serie de sfaturi în ceea ce privește carnea de miel. Carnea și organele de miel sunt considerate salubre și igienice dacă animalul a trecut prin un examen ante-mortem, iar ulterior, după sacrificare, printr-un examen post-mortem. Vă prezentăm marcarea cărnii de miel. Carnea de miel, provenită din unitățile autorizate sanitar, veterinar și pentru schiburi comunitare, este marcată cu o marcă, cu o ștampilă ovală, având diametrul de 4,5-6,5, care are următoarele inscripții. Denumirea țării în partea superioară, de exemplu România, dacă este obținută într-o unitate autorizată de pe teritoriul țării noastre, sau țara de proveniență. Numărul de autorizare acordat de autoritatea centrală, precum și abrevierea comunității europene. Carnea de miel, provenită din centre de sacrificare temporară, este marcată printr-o ștampilă rotundă cu diametrul de 3,5 cm. În partea superioară veți observa inscripția România cu majuscule, iar central CT urmat de numărul de autorizare al unității. Un alt produs specific Paștelui este oul, al cărui termen de valabilitate trebuie verificat înainte de a-l cumpăra. În plus, specialiștii atrag atenția constanțenilor să nu cumpere ouă ale căror marcaje nu sunt vizibile. Recomandăm achiziționarea ouălor numai din spațiile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar. Ouăle provenite din centrele de ambalare autorizate trebuie să fie marcate corespunzător. Puteți observa prima cifră, sistemul de creștere, urmat de indicativul de țară și indicativul producătorului. Pe rândul al doilea, DDM-ul reprezintă data durabilității minime. Practic, este un termen de valabilitate. Reprezintă cele 28 de zile de la data OAT-ului. Inspectorii DSV au desfășurat și o serie de controle tematice, în urma cărora au aplicat zeci de sancțiuni. Întreținere corespunzătoare a spațiilor de prelucrare și depozitare și valorificare a produselor. Manipulare necorespunzătoare. Neîntreținere instalații, utilaje și ustensile folosite. Lipsă documente sanitare veterinare, lipsă documente proveniență. Depozitare necorespunzătoare a materiilor prime. Până în prezent, niciun centru de sacrificare nu a fost sancționat.